Hei, hop! Bravo, sus! Bă-mi, șezi? Pas! Pas! La picior! Pas! El este colegul meu și prieten totodată. Se numește Robi. Face parte din categoria câinilor de rasă ciobănești german. Este preluat de la Centrul Kinologic Sibiu de un fost coleg care a ieșit la pensie în anul 2014, iar din 2020, anul acesta din luna februarie mai exact, colegul meu a ieșit la pensie și eu a trebuit să-l preiau, înțelegându-ne foarte bine, ne-am atașat foarte bine. Este un câine dresat pe specializarea patrulare și prelucrare urmă umană. A participat la foarte multe misiuni, chiar și acum 2 ani cu ajutorul lui am putut să descoperim o persoană mai în vârstă care a fost dispărută de acasă cu cel puțin în jur de 48 de ore, care rudele nu mai știau nimic de el. Ne-au solicitat și cu ajutorul lui am putut să-l găsim la câțiva kilometri buni de casă, într-un canal de irigație, care era, persoana se afla în șoc hipotermic și noi credem că datorită lui persoana respectivă încă mai supraviețuiește și astăzi, altfel putea să fi pierdut până acum. Participă la misiuni cultura sportive, la demonstrative. Acum, anul acesta este posibil să primim iar o notă să plecăm la Sibiu pentru testare. Ne testăm în fiecare an, ne testăm aptitudinile, atât pe disciplină cât și pe specializare, în speță la el partea de miros. Și sperăm să trecem cu brio toate testele. Colegul nostru care a ieșit la pensie vine și îl vizitează cât se poate și el de regulat, cel puțin la o lună de zile vine o dată de lună, de două ori, în funcție de cum are și posibilitatea, pentru a nu avea o trecere dură. Să consider că și-a pierdut stăpânul, gata, a ieșit la pensie și nu mă mai vede, nu. Și asta ne ajută pe noi ca să ne înțelegem mai bine, îl vede și pe el, se atașează și de mine. Liv! Hai, vine aici! Vino, Chef. Hai, lasă joaca. Hai. Ea este partenera mea, Liv, venit în inspectoratul nostru pe 4 iunie. Suntem în perioada de predresaj. Este în vârstă de 8 luni. E venită de la Centrul Kinotehnic Sibiu. Este pe prelucrare urme. Urmează să plecăm la curs. Bravo, liber! La curs la anul. Vom face cursul de 4 luni, în jur de 4 luni jumătate. Urmând să revenim în cadrul inspectoratului și să dăm drumul la misiuni. Până atunci, până vom începe cursul, suntem în atașament, joacă continuă, nebunii și să ne cunoaștem din ce în ce mai bine. Și avem de învățat, atât eu cât și colega mea. Trebuie să învățăm de la partenerul nostru, să zicem așa, Robi, care el este deja specializat pe prelucrare urme. Și sperăm să ne descurcăm foarte bine. După ce venim de la curs, să dăm drumul la misiuni în cadrul inspectoratului.